Noul an a fost întâmpinat de zeci de mii de români pe stradă. Bucureștenii, spre exemplu, au ieșit în număr foarte mare în piața George Enescu, care a găzduit mai bine de 30 de mii de persoane. Show-ul live al unor artiști precum Delia, Loredana sau Holograf a încântat atât auzul cât și privirile oamenilor, a căror fericire se putea observa de la distanță în ochilor. Totul a fost completat de un impresionant spectacol de lumini plin de culoare, care a ținut mulțimea nemișcată preț de câteva minute. Peste 30.000 de persoane au participat la spectacolul din piața George Enescu din București. Aceasta, deși aflată la câteva sute de metri distanță, s-a unit cu piața Revoluției, datorită numărului mare de spectatori. Au fost numeroși artiști și trupe care au cântat încă de la ora 17. Ultimul recital s-a încheiat la ora 1:30, cu un bis. La miezul nopții, un grandios foc de artificii a luminat cerul din centrul capitalei. Au fost 11 minute de spectacol pe cer. Oamenii au fost fascinați și nu se puteau hotărî dacă să se bucure de spectacolul de lumini sau să imortalizeze momentul. A fost un revelion aparte, subtitulatura Selfie de București, un concept nou. Spectatorii s-au bucurat și de fotografiile care s-au făcut și care au fost proiectate pe ecranul uriaș al scenei amplasate acolo. A fost explozie de culori pe cerul Bucureștiului. Zeci de mii de oameni au cântat și au dansat pe hiturile lui Pepe, ale trupei Holograf și ale Deliei Matache. Deși a fost frig de crăpau pietrele, oamenii au ignorat acest aspect și s-au bucurat de spectacol. În total, municipalitatea a alocat aproximativ 700.000 de euro pentru noaptea dintre ani. În aer liber au petrecut noaptea dintre ani și alte mii de bucureșteni, pentru că un alt spectacol a avut loc în parcul Iore din capitală.